aici dintre tinerii din Focșani, am ajuns cumva să fiu cunoscută pentru un concurs pe care l-am popularizat începând de anul trecut școlar, un concurs de book trailere pe numele său Buvi și care la anul va deveni foarte mare. Mi s-a cerut cumva să vin în pace și să vă vorbesc. Și să vă spun că sunt profesor, na, și fac chestii nemunești pe la clasă, e în regulă, mai sunt și alții ca mine, deci nu e mare șmecherie. Mi s-a spus să vin să vă țin un discurs motivațional și inspirațional și așa. Eu fac zilnic lucruri drăguțe pentru că am niște elevi care mă inspiră, de fapt. Și cred că suntem ca niște vase comunicante. Că ei spun ceva, eu spun altceva și uite așa creăm o atmosferă foarte, foarte faină. Dar iarăși nu cred că e relevant pentru că depinde și de profesorii pe care aveți la clasă și de cum sunteți voi ca om. M-am gândit să vă vorbesc astăzi despre niște lucruri care cred că vă interesează la vârsta asta. Nu știu cât de inspiraționale sau motivaționale vor fi. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, le veți regăsi în viața voastră. A, și încercând eu să găsesc așa o introducere cool. Am luat aminte de o întâmplare destul de recentă. Am fost plecată în străinătate cu un domn pe post de prieten al meu și care mă enerva la un moment dat destul de tare. Deci mergeam pe străzile respective ale minunatului oraș și e drept că eu am murit foarte alert, deci merg foarte repede. Dar el rămânea în spate, destul de mult. O zi, două, trei. Și nu înțelegeam, frate, dar le vezi, adică poți să faci fotografii, nu e nicio problemă. Și la un moment dat m-am întors. Deci într-un moment în care chiar mi se părea deja iritant de-a dreptul. Și am surprins exact imaginea asta. Al omului care, al bărbatului care se întoarce, deci trecusem pe lângă o clădire. Trecusem pe lângă o clădire. Eu am văzut-o, n-a trebuit să mă opresc neapărat. Deci am văzut-o, am observat toate detaliile clădirii și mi-am întors privirea, pentru că rămăsesem din nou singură, lângă altă clădire. Am întors privirea la timp să-l văd cum se întorsese așa cu totul și fotografia și se uita la clădirea respectivă cu fața, deci perfect față. Și m-am gândit râsul în momentul acela. Pentru că mi-am adus aminte un lucru pe care îl știam de altfel. Bărbații și femeile văd diferit. Bărbații au privirea, nu stau să vă fac tot felul de teorie aici, le puteți găsi lucrări de specialitate. Bărbații văd cumva pe direcția înainte și foarte în profunzime, în timp ce femeile au privire laterală. Da? Adică eu nu trebuie să mă uit neapărat la tine ca să știu cumva ce faci sau măcar cum simt mine. Poate nu-ți văd expresia feței, dar văd că, în general cam ce faci. De aici încolo e un pas simplu de făcut. Să conștientizăm faptul că suntem diferiți. Și nu doar să, știm, adică greșeala pe care o făcusem eu. Da, știam că suntem diferiți. Dar la ce foloseam lucrul ăsta, având în vedere că eu mă enervam. Nu foloseam la absolut nimic. Ideea este să transpune cumva în viața noastră această idee pe care o avem poate conștient în cap, faptul că suntem diferiți. Primul lucru pe care, de care ne lovim zilnic este modul în care comunicăm. Comunicarea este diferită între domnișoare și domn, indiferent de vârstă. Avem nevoi diferite și le exprimăm diferit. Mai țineți minte că figura la un moment dat erau tot felul de caricaturi, da? Care este expresia unui bărbat când vorbește? Și erau 20 de emoticoane care toate arătau la fel. Da? Și cu diverse emoții. Furie, bucurie, supărare, interes, dezinteres, pasiune, etc. Și toate arătau la fel. Da? Care sunt fețele pe care le fac femeile în modul în care vorbesc? Și erau 20 de fețe absolut diferite în funcție de context. Sunt lucruri care, de care ne lovim, practic, de fiecare dată, în momentul în care interacționăm cu cineva de sex opus. Gândiți-vă un pic. Îți place să dai foarte multe detalii în momentul în care, dacă nu e o chestiune tehnică, nu îți place să dai așa. Dacă vorbești despre rochia prietenei tale și vorbești cu altă prietenă, îi explici dacă avea pretele nu știu cum și nu știți detalii, nu dați detalii, cum a fost rochia de mireasă la nunta la care ați participat, da? Și ce feluri de mâncare ați mâncat, da. Da.
Te enervează lucrurile astea. Evident că te enervează lucrurile astea. Bun. În primul rând, facem o trecere revistă pentru că scopul discuției este, sau subiectul discuției este un pic diferit. Dar o trecere sumară revistă cred că nu ne-ar strica, da? În momentul în care vorbesc bărbații dintre ei, sau în momentul în care vorbești cu un bărbat, o regulă importantă ar fi nu încărca cu prea multe subiecte, mai exact nu mai mult de unul. Da? Cât de unul pe rând. Femeile au obiceiul dacă face tot felul de digresiuni, de paranteze, de... Și după aia se enervează pe ăla din fața ei. Că de ce nu ai înțeles? Cum adică n-ai înțeles? Nu era clar, adică eu am început să vorbesc despre pantofi, dar între timp am ajuns la pânzele din dormitor. Și nu e clar că, de fapt, subiectul discuției sunt pantofii? Pentru că mie mi-e clar. Grozav. Și omul din față nu înțelege absolut nimic. Deci, pentru bărbați, băieți, un subiect pe rând. Da? Doi, nu prea multe fețe. Pentru că ești instabilă emoțional. Psihic nu e foarte în regulă. Asta privind din punctul de vedere al unui... Da? Deci o față care să fie interesată de subiect, să fie... Dar nu prea multe încurtături, zâmbete, cum fac femeile de obicei. Pe cât posibil chestiuni tehnice. Chestiuni concrete, care pot fi analizate, măsurate, nu-i așa? Cântărite și așa mai departe. Mai bine fără emoții. Da, ne ținem un pic departe de emoții. În momentul... Și nu întrerupeți. Asta e foarte important. Nu știu dacă ați observat. Uitați-vă, Petru, uitați-vă la grupurile de prieteni sau de băieți pe care aveți în clasă. În momentul în care ei vorbesc pe rând. Oricât de ciudat ar părea lucrul ăsta. Chiar și într-o pauză. Nu prea există situații în care să-i vedeți pe băieți că... se întrerup unii pe alții și așa. Că au un moment în care urlă cu toții și asta. Asta e în regulă, da? Și ascult armele de războinici. Dar după aceea, în momentul în care au ceva de discutat, fiecare așteaptă să termine celălalt. Se schimbă situația radical în momentul în care vorbim despre fete. Nu un singur subiect, pentru că, nu-i așa, creierul feminin e atât de îmbârligat, mi-ar fi plăcut să spun complex, dar n-aș folosite. E atât de îmbârligat încât putem să ținem 5 subiecte deodată și ne sunt foarte clare toate, pentru că așa suntem, așa e construit creierul nostru. Nu te uiți la o femeie fată când tânără, când vorbește. Așa. Ce înseamnă asta? Dacă tu spui ceva interesant și eu mă uit așa la tine. Ce înseamnă pentru că? Că nu-i interesant ce spui, da? Și că eu nu sunt interesată în ce... Așa.